Să voteze maghiari sau UDMR, nu. Cred că Dumnezeu, că nu era la noi așa ceva. Am 7-7 de ani, dar eu n-am pomenit la noi aici așa ceva. În videle, UDMR a luat un număr destul de mare de voturi, așa, nesperat de mare. Am văzut și ieri, ca să vă spun cinstit, pun telefon la un coleg de serviciu. De ce credeți că UDMR a luat? Cred că e făcute de-astea, mișcări de-astea politice. Ce să... Ca să vă spun cinstit, decât un profesor de tehnologie care e de la unguri de acolo. Atât. Nu știu. Restul nu știu. Chinez este, cum a spus că este. Este acum magazinul ăsta și mai e unul de... Chinez avem, dar unguri. Nu, ungur nu e, decât unul. Știu atâta. Un profesor care e din părțile alea înspre Ungarie. Dumneavoastră v-ați... Aveți vreun vecin, vreun coleg, vreun da. Ce... Nu, nimic. Nu am. Ungur nimic, niciodată. Nu. Și atunci ce-o fi? Cum a spus vreo... E mișcări politice, să vă spun ce zic, dacă nu e mișcări politice. Asta e de fapt... Da. Am văzut și ieri pe telefon la ceva da, și... Unguri așa pe aici să vă întâlnim? Nu e, domne. Videle... Nu e, de ce să vă spun? Cineva de etnie maghiară, știți vreun ungur aici? Nu. V-ați întâlnit niciodată? Nu, mamă. De când stați în videle? Ai, doviat. Și n-ați văzut niciodată un ungur pe aici, un etnic maghiar? Un... Nu, mamă, nu. A venit târziu de tot, mai începuse cu dăștea, cum le zice. Și eram la câmp, la lez, la astea, și ne speriam de ei când îi vedeam, că nu știam cine e. Dar maghiari nu? Nu, mamă, nu știu pupala. De ce să vorbesc, că nu și știu. Și totuși au obținut multe voturi aici în videle. De ce credeți? Nu știu, mamă, nu știu cine i-a votat și ce a făcut, nu știu. De ce să voteze maghiari sau UDMR? Nu. Cred că Dumnezeu, că nu era la noi așa ceva. Am 7-7 de ani, dar eu n-am pomenit la noi aici așa ceva. În 7-7 de ani nu v-ați întâlnit niciodată cu un etnic maghiar, cu un ungur? Nu, mamă, nu. Nu, nu. UDMR? Maghiar la videre? A luat un număr mare de voturi raportat așa la numărul de... De ce credeți că... Maghiar nu. Noi nu avem în zona asta decât două familii. Atâta de etnie maghiară. Dar să știi că aici e lumea mai civilizată, pentru că eu sunt de la veteranii de război. Și am ținut discursii de 1 decembrie și asta zic, măi, fraților, de ce nu ieșiți la vot? O țară cum e Albania, cu o cultură, a fost 94% la vot. Și o capitală europeană, Bucureștiul, 34% la vot. Ce demonstrăm noi în Europa asta? Și eu am vorbit la 1 decembrie la monument, uite, pe ce nu știi. Și le-a spus la fraților, să mergeți la vot. Eu nu am datorirea și obligația să spun la nimeni pe cine să votezi. Asta e gândirea fiecărui în parte. Și un drept. Că am avut unul, că am venit de la vot și cu colea la galoș în partea asta, domnul Toma, cu cine ați votat? Domnule, dacă spun pe ăla, zic că minți. Mint. Dacă știi pe cine a votat? Pe măta și pe nevastă ta la... Aoleu, s-a luat cu mine pe dacă știa. Băi, dacă știe, deci asta e întrebare, că ai fost și tu maestru la petrol. Deci asta e întrebare să mă întreb pe mine cine a votat. Tata? N-are de unde, pentru că la noi nu sunt unguri în zona asta. Nu știu. Ați cunoscut vreodată vreun ungur? Sunteți de mult în videle? Niciodată. Poftim, dacă sunt născut, crescut aici. Nu. Au luat un număr mare raportat la populația de etnici maghiari din zonă, 129 de... Nu, nici nu avem noi maghiari în zonă. Nu există. De ce credeți că s-a întâmplat? Nu știu, asta... Biroul electoral știe. Ei pot să răspundă de ce, cum și cum. Dar noastră spuneți că nu v-ați întâlnit cu un ungur, nu știți niciunul, nu... Nu, domne, dar nu există în zona asta, în sudul țării nu există unguri, nu la videle. În sudul țării nu există așa ceva. Au luat vreo 5.000 de voturi în sudul țării UDMR-ul ăsta în total, dar cum ar fi reușit? Nu se știe. De ce credeți că au luat un număr așa de mare de voturi UDMR? Nu pot să vă spun că nu știu. Tot așa sunteți din videle, crescut aici? E vecin cu mine, născut, crescut aici. Ați cunoscut vreun ungur aici, ați întâlnit vreun? De 73 de ani am vârstă și n-am... N-am pomenit așa ceva aici în videle. Cum s-o fi întâmplat? Cum s-o fi întâmplat minunea? Asta e aranjată treaba după mine, așa că la nivel electoral. De ce credeți? Cum s-a întâmplat lucrul ăsta? Nu știu, mă surprinde, nu știu.
în țara asta se poate întâmpla orice. Chiar și asta, ca învidele, să UDMR să... Învidele, dacă a ajuns și aici, înseamnă că la ei se face totul. Azi nici nu are aici așa ceva, persoane. De ce credeți că totuși... Păi dacă nu sunt răspândiți aici... Nu, dar de ce au luat totuși un număr mare de voturi învidele? Asta nu mai știu. Ediți-mă. Ce s-o fi întâmplat? Păi, aranjamente. Dar nu sunt persoane IDMR aici, astea UDMR. Și totuși au luat un număr mare. Și, și... aranjamente astea. Cuții falsificării. De fapt, da. Cuții falsificării, poate multe rămase nevotate și... Trecute. Sau... Să... Așa, deci mai mult de atâta. Sunteți născut aici, crescut în Videle? Născut aici, crescut aici, da. Știți vreun etnic maghiar, v-ați întâlnit cu vreun ungur, știți vreun ungur din Videle de aici? Nu. Niciodată, n-ați... Nu, ori fi, dar nu știu. Deci nu pot să spun treaba asta, ori fi, dar nu știu. Dar așa, de când vă plimbați noastră prin Videle de o viață, să spun așa, nu v-ați întâlnit, nu ați... Nu. Și atunci, cum a spus, e ceva... E ceva politic. Politic. Aici, la noi, nu. Păi, au ieșit 129 de voturi în condițiile în care aici nu prea sunt. Nu știu, că nu am fost niciodată la alea. Nu am văzut, că acum nu știu când s-a dat procesiile verbale, și n-am mai avut, că aveam vecinul ăsta să mai duci comisie cu alea, nu mai s-a dus nimic. Și n-am pe cine să mai intre. Ce s-o fi întâmplat, credeți? De unde numărul ăsta mare de voturi aici în Videle pentru UDMR? Avem două, trei familii de voturi. Atâta, de ardeleni, de aia. Dar nu avem mulți. Nu știu. Nu mi-explic nici eu. Nici eu nu pot să-mi explic treaba asta, că nu avem. Poate întâlni vreodată cu vreun etnic maghiar, cu vreun ungur, știți vreun ungur pe aici? Nu. N-ați văzut ce-o. Nu. Chiar pe nimeni, nu. Și de ce să fie obținut UDMR scor așa mare în Videle? Etnicii maghiari, unguri? Nu știu, mânca. N-ați văzut niciodată un ungur? N-am văzut, mamă, și pe la... Cine votează partidul ăsta acum? Nu cred. Am luat, nu știu, 120 ceva de voturi doar în Videle. Dar nu cred treaba asta. Nu cred. Nu cred. Nu cred. Nu se poate așa ceva. Așa ceva e exclus. Ați văzut vreun etnic maghiar prin zonă, vreun ungur pe aici? Nu. Niciodată. Nici prea nu mai sunt pe aici. Nu mai avem nimic. Nu mai avem. E... Dar în niciun caz spuneți etnici maghiari, unguri, n-ați văzut niciodată de când sunteți aici? Niciodată. Nu. Am 52 de ani și eu n-am văzut așa ceva pe aici. Și cum s-a întâmplat? Dar au luat atâtea voturi. Ce credeți că s-a întâmplat? Habar nu am. De ce să vorbesc pe prostie? Da, și aici, în partea asta de sud, nu știu, UDMR a luat multe voturi, peste 5.000 în 4 județe. Ce s-o fi întâmplat? Românii să fi votat sau? Nu cred. Păi și atunci. Nu pot să mă exprim dacă nu știu. Dar dumneavoastră așa nu ați văzut prin Videle pe aici niciodată un maghiar, un ungur, ceva? Păi da, nici nu prea. Un vecin ungur? Nu, e exclus. Alegerile astea care au fost. Aha, da. Știți care e treaba? Toată treaba e că nu... Dacă a avut oameni, a votat. Dumneavoastră știți vreun etnic maghiar din Videle? V-ați întâlnit vreodată cu vreun ungur pe stradă pe aici? Nu. Niciodată? Nu. Poate are el neamul pe acolo, o fi altceva. Dar așa știți vreun etnic maghiar, vreun ungur aici, în Videle? Nu. Niciodată n-ați văzut. Nu, la noi nici. Vă spuneam că aici UDMR a luat multe voturi. Da. Dumneavoastră sunteți născut aici, a crescut. Da. Știți vreun etnic maghiar aici, vreun ungur, ați văzut vreodată? Am văzut, da. Nu care locuiesc aici. Păi asta, nu. Care locuiește, un etnic care locuiește aici. Nu. Vecin, ceva? Nu. Niciodată. Nu. Adică a fost cineva odată, acum câțiva ani înainte. Un cetățean care a fost aici, dar atât. Altceva? Da, atât. Dar a plecat de mult. Da. Și atunci de ce să fi luat UDMR așa multe voturi? Sau cum? Ce s-a întâmplat? Fiecare cu opțiunea lui. Dar etnici maghiari unguri aici, în Videle? Etnici maghiari, unguri? Nu există niciunul, să știți. Dar noi, în Videle, domnul, nu avem niciunul de religia asta. Și atunci de ce să fie... De ce a luat atât de multe voturi UDMR? Am rămas surprins și eu când am văzut chiar aseară, stăteam pe antena satelor. Ați văzut prin Videle pe aici vreun etnic maghiar? Niciodată, niciun fel de cetățean să vorbească limba maghiară sau de origine maghiară. Și atunci, în România, cum a spus? E posibil orice. Și aranjamentele astea să fie...
Asta e peste tot, ce să facem. Nu mai scăpăm de aranjamentele astea, dar... Asta e la noi. Nu v-ați întâlnit. Nu cunosc, nici nu. De ce credeți că au luat un scor așa mare UDMR? Videle. Le place, eu știu. Le place tot. Păi l-a votat lumea și le place. Lumea nu știu. Păi UDMR? Ori vor fi votat și... Nu știu. Dar nu, știți vreun ungur, v-ați întâlnit? Nu. Nu face nicio problemă. Și în videle n-ați văzut? Nu avem pe nimeni, niciodată, cu nimeni. Ați crescut aici, nu? Sunt jet-beget-ul original, uitați aici. Și nimic? Lângă spitalul Videle, scuzați-mă, repet. De ce să fie ieșit așa? De ce să fi luat atât de multe voturi unguri? Am surprins când am văzut și eu. Și unul singur este particular, a luat. Ce credeți? De ce credeți că UDMR a luat așa număr mare de voturi aici, în Videle? Ce s-o fi întâmplat? Nu știu, că nu sunt familii în Videle de UDMR. De unguri, să spunem, de etnici maghiari. Păi avem două familii, trei. Nu și două, trei, dar nu e așa. Știți vreun ungur? Știți? Nu știu de ce zis. Ați văzut vreodată pe aici? Nu ați zis. Nu știu. Asta înseamnă că e ceva care nu e bine. Pentru că eu am fost rugat de multe ori, că am fost cu veterani, eu sunt reprezentantul veteranilor de război, mai am câteva femei, mai sunt în toată... Aveam toate localitățile astea din nordul Teroarmanului, văduvă de război, văduvă veteran de război, dar alea de război nu mai sunt, s-au dus de mult. Mai sunt câteva văduvă de veterani. Dar fi votat și românii unde mere? Sau? Domnule, nu cred. Nu cred. Știi cine e aici? Alte etnii care poate să facă o bășcălie.